leu, horoscop 2022. Atenția principală a leilor se va concentra asupra dificultăților și eșecurilor în comunicare. Mercur este atât de dificil pentru ei, care în ianuarie va urma semnul opus al vărsătorului pentru leu și va retrograda tot din 14 ianuarie. Aceasta va fi luna în care trebuie să vă abțineți de la completarea documentelor importante, depunerea rapoartelor sau examene și, în general, orice fel de evenimente similare. Vor fi multe minciuni și înșelăciuni, chiar și involuntare, pentru că, ei bine, se vor întâmpla. Vor fi multe întârzieri, neconcordanțe, încălcări ale acordurilor. Trebuie amintit că totul este temporar, dar abțineți-vă de la decizii importante într-o astfel de perioadă. Mai ales de pe 11 pe 18 ianuarie, poate veni cea mai nefericită perioadă, vești neașteptate și nu foarte bune. Dar Venus retrograde este cât se poate de indiferent față de leu. Leii vor fi afectați foarte indirect de trucurile lui Venus. Până pe 24 ianuarie va fi multă energie pentru a acționa și a obține rezultatele dorite. În ceea ce privește negocierile, leii nu vor fi încă puternici și vor pierde, dar să pună în aplicare planuri de lungă durată, unde este necesară energia acțiunii fizice. Din 25 ianuarie va fi necesară încetinirea semnificativă și trecerea la un regim mai liniștit. Leii vor merge doar înainte, au suficientă energie și bun simț pentru a fi cei mai buni în toate. Leul va avea un an 2022 mai calm și mai puțin stresant. Acum, în loc să urmăriți, să atacați și să încercați să nu ratați ceea ce ați câștigat, veți culege roadele succeselor anterioare și ale marii ambiții. Este recomandabil să dedicați timp autodezvoltării, precum și dobândirii unei noi cunoștințe. Veți putea face o descoperire în orice domeniu sau, ca de obicei, să fiți cei mai buni în orice. În 2022, Jupiter se plimbă de mult prin casa voastră, a banilor mari, ceea ce ajută la marile voastre achiziții, relații cu băncile, la executarea diverselor acte legate de moștenire, proprietatea sau beneficii de la stat care vi se cuvin. Dacă reușiți ceea ce plănuiți în 2022, succesul vostru va rămâne cu voi pentru anii următori. Fiți pregătiți pentru schimbări semnificative din viața voastră pe parcursul anului 2022. Abțineți-vă de la a lua decizii importante în ultimele 3 luni ale anului. Saturn în vărsător se opune semnului vostru pentru aproape tot anul, dar asta nu înseamnă să vă opriți și să nu faceți nimic. Cu încrederea și energia voastră veți merge înainte și veți face lucruri la care nu v-ați gândit niciodată. Dacă simțiți că drumul pe care l-ați ales nu vă mulțumește, veți ști ce trebuie schimbat. Nu vă plac stereotipurile, așa că este timpul să descoperiți noi posibilități și să aflați ce vă strânește entuziasmul și ce vreți cu adevărat să faceți. Uranus în Taur, planeta schimbării și a surprizelor, sugerează că ar trebui să evitați deciziile inutile, spontane și imprudente care vă pot dăuna material. Dacă tot vă doriți să schimbați ceva nou în viață, ar trebui să-l ascultați pe Saturn mai responsabil în vărsător și să mergeți treptat către ceea ce vă place cu adevărat, acceptând consecințele alegerii voastre. Dar mai întâi trebuie să decideți ce vreți exact. O perioadă de succes cu Jupiter în Berbec este așteptată în perioada 11 mai-28 octombrie, iar apoi la sfârșitul anului din 20 decembrie. În aceste perioade veți fi înzestrați cu energie activă, nu vă va lipsi motivația. De la sfârșitul lunii iulie până la sfârșitul lunii noiembrie, Jupiter va fi retrograd și va fi timpul să treceți de la lumea voastră interioară și să dozați acțiunea stimulilor externi. Această perioadă va fi grozavă pentru creșterea spirituală și reevaluarea obiectivelor voastre. Saturn va fi retrograd din iunie până în octombrie și Uranus va fi retrograd din 24 august până la sfârșitul anului. Nu vă așteptați la schimbări mari în aceste perioade. Puteți dedica perioada de vară și toamnă pentru a clarifica ceea ce vreți de la viață. Înțelegeți că schimbările vor fi necesare, va fi timpul să aflați cum ar trebui să arate. În domeniul carierei, 2022 promite o remaniere pozitivă. Dar înainte de a începe să schimbați ceva, gândiți-vă dacă situația voastră actuală nu este într-adevăr satisfăcătoare pentru voi. Este posibil să nu vă schimbați neapărat profesia, dar poate fi util să organizați diferit unele procese. Acordați atenție tendinței voastre de individualism excesiv, nu uitați de interesele celorlalți. O perioadă excelentă pentru voi va fi sfârșitul lunii mai, începutul lunii iulie, când Marte și Jupiter vă vor ajuta să vă stabiliți ușor, fără probleme și să vă realizați. Va veni timpul pentru creativitate și idei îndrăznețe. Poziția voastră financiară va fi relativ stabilă. Pe măsură ce vă bucurați de viață, observați tendința de a cheltui nesăbuit și de a acționa spontan. Sub influența lui Uranus puteți cheltui cu ușurință sume inutile pe lucruri care sunt bune, dar care nu au o valoare și o semnificație deosebită. Ar fi bine să investiți în îmbunătățirea locuinței, în educație sau în altceva la fel de important pentru voi. Planificarea necorespunzătoare poate duce la necesitatea economisirii în prima jumătate a anului. Va trebui să reduceți costurile cât mai mult posibil. În timp, situația se va schimba, vor apărea venituri suplimentare sau o persoană dragă vă va oferi un sprijin material semnificativ. În toamnă, unii dintre voi s-ar putea confrunta cu costuri mari. Vestea bună este că vă puteți descurca singuri, fără a vă face datorii. În această perioadă va fi corect să acordați atenție organizării activității voastre. La mijlocul verii va trebui să evaluați evenimentele și acțiunile care au început la începutul anului. Veți avea suficientă energie și bun simț pentru a rezolva totul în cel mai favorabil mod.
2022 va fi un an de succes pentru viața personală, veți merge cu încredere mai departe, dar uneori nu veți putea evita sentimentele amestecate într-o relație. Începutul anului s-ar putea să nu fie favorabil, există riscul unor neînțelegeri în privința fleacurilor. În noul an veți avea destul timp pentru dragoste și pasiune. Relațiile pe termen lung se vor dezvolta promițător, iar multe cupluri vor decide să treacă la următorul nivel, începând să locuiască împreună sau să discute despre tema întemeierii unei familii numeroase. Mai și august va fi o perioadă favorabilă, planeta Venus va fi de partea voastră, ea se va ocupa de romantism și dragoste. De asemenea, norocul vă va zâmbi în a doua jumătate a lunii noiembrie și în prima decadă a lunii decembrie. 2022 va fi un an foarte fericit pentru viața personală de căsătorie, cea mai bună perioadă pentru schimbări constructive și vești bune. Pentru mulți dintre voi, acest lucru ar putea însemna o nuntă sau o nouă adăugare în familie. Perioada va fi ideală și pentru mutare sau renovare. Datorită faptului că anul acesta veți fi mai liberi și nu prea pretențioși, vă veți putea permite să petreceți mai mult timp alături de cei dragi, alături de familie. Sfârșitul anului va fi o perioadă bună pentru a vă bucura de rezultatele muncii voastre și pentru a începe planificarea pentru viitor. Planetele retrograde, mai ales în a doua jumătate a anului, vă vor permite să finalizați ceea ce ați început și să dedicați timp noilor realizări. În general, anul va fi destul de uniform și calm. Vara sunt așteptate evenimente luminoase și aventuri amoroase. Primăvara și toamna vă puteți plictisi, dar norocul în munca voastră va adăuga culoare. Veți aprecia stabilitatea financiară, înțelegerea reciprocă în relațiile de familie și absența problemelor grave de sănătate. Se apropie anul autodescoperirii. Veți avea suficient timp să vă scufundați în adâncul sufletului vostru și să vă dedicați a ceea ce iubiți. Va fi un an plăcut de pace, când veți găsi răspunsuri la toate întrebările principale. Asigurați-vă că găsiți timp pentru sport, dacă trebuie să vă schimbați stilul de viață. Faceți schimbări care să contribuie la autodezvoltarea și la progresul general în toate domeniile vieții. Pe tot parcursul anului 2022, Jupiter va fi în casa 8-a. Prin urmare, veți fi destinați în această perioadă să vă străduiți pentru plăceri. Veți avea noroc în chestiuni financiare. Deci, nu doar hedonismul vă va atrage. Veți acorda prioritate investițiilor și altor tranzacții financiare. Veți experimenta sentimente profunde, vă veți strădui să experimentați necunoscutul, veți fi interesați de mistere. Unii dintre ei vor putea să-și încerce mâna în politică. De asemenea, veți fi atrași de munca științifică și de cercetare. Veți fi atrași de secrete, așa că nu vă mirați dacă vă aflați într-o situație confuză. Prin urmare, anul acesta trebuie să aveți grijă să nu vă asumați riscuri excesive și să nu vă expuneți unui pericol grav. În 2022 veți experimenta crize și transformări. Veți depăși constant ceva, vă veți îndoi de voi și vă veți regândi la propria perspectivă asupra vieții. Este posibil ca aceasta să se schimbe în această perioadă. Anul acesta are sens să vă înregistrați propria afacere, pentru că vă așteaptă noroc în orice chestiune care ține de obținerea profitului. Veți putea reuși pentru că știți să negociați și să vă decideți drumul în viață. Tot anul acesta veți avea șansa de a primi o moștenire. Pluto în casa 6 vă va forța să munciți din greu aproape până la epuizare și să vă străduiți constant spre perfecțiune. În domeniul profesional vi se pot întâmpla lucruri neașteptate. Încercați să evitați deciziile impulsive și nu mergeți la extrem. 2022 nu va fi un an foarte bun pentru voi din punct de vedere al carierei voastre. Saturn va contribui la faptul că numărul de conexiuni de afaceri pe care le aveți va scădea. Dar vă va ajuta să urcați pe scara carierei, deși pentru asta va trebui să munciți din greu. Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, în prima jumătate a anului veți avea toate șansele să găsiți ceea ce vă doriți. Este posibil ca voi să puteți crește în carieră în străinătate. Uranus va trece prin a 10-a casă anul acesta, așa că vă așteaptă schimbări dramatice în toate domeniile vieții. Deoarece această planetă va aspecta intens prima voastră casă, veți experimenta puternice tulburări emoționale în această perioadă. Situația va fi agravată de Neptun în casa 8-a, ceea ce vă va crește resentimentele și suspiciunea. Dar puteți oricând să apelați la subconștientul vostru pentru a găsi răspunsuri la întrebări dificile care vă chinuie. Mai presus de toate, nu încercați să găsiți alinare în alcool. Din punct de vedere financiar, 2022 va fi un an stabil pentru voi. Atâta timp cât Jupiter se află în casa 8-a horoscopului vostru, veți avea multe oportunități de a găsi noi surse de venit. În această perioadă puteți dezvolta relații cu partenerii de afaceri. Prima jumătate a anului va fi favorabilă creșterii profesionale. Va fi destul de dificil să faceți asta în a doua jumătate a anului, din cauza faptului că Pluto va fi în casa 6-a. Saturn, care anul acesta va fi în casa 7-a, va cere stabilitate în relații. Prin urmare, planetele spun că mulți reprezentanți ai zodiei Leu se vor strădui să-și întemeieze o familie pentru a simți pământ solid sub picioarele lor. Orice cooperare care va fi stabilită în acest an, va fi stabilă și pe termen lung.